Discutăm și despre noutățile, da? Dacă le pot numi așa, în ceea ce privește Planul Național de Reziliență și Redresare, celebrul PNRR. De ce credeți că nu are România până în prezent un plan care să fie acceptat și de Comisia Europeană? Că știm că ne-am dus de două ori cu un plan, dar da, ne-am întors cu tot felul de observații. La această oră nu avem, ce-i drept, un plan aprobat de Comisia Europeană. Cum am ajuns aici? Nu avem pregătirea și capacitatea de a înțelege ceea ce solicită Comisia Europeană. Prima dată, limpede, ni s-a spus că n-am priceput, că ni s-a dat planul înapoi. A doua oară, aceste modificări punctuale care ne-au venit arată două lucruri. Unu, că nu am înțeles solicitările Comisiei Europene în continuare. Doi, că pe anumite domenii s-au făcut proiecte și propuneri care au fost cu dedicație și au vizat anumite ONG-uri, în primul rând, și anumite firme. Pentru că te uiți limpede în acest PNRR și observi că e vorba despre foarte multă consultanță și despre foarte multe ONG-uri, dar eu apreciez mediul ONG, cel care are un istoric, nu ONG-urile făcute peste noapte, special pentru a încasa tot felul de bani. Acum, în acest PNRR sunt tot felul de probleme de formă, să zicem, care sunt absolut jenante. Nu te poți prezenta așa la nivelul unei țări. Aici nici măcar un elev sau un student care se duce cu un proiect, dar la seminar nu se prezintă de maniera aceasta. În primul rând, exprimarea foarte slabă. Eu am văzut acolo, efectiv m-a șocat, o exprimare de genul să nu mai fentăm, exact așa scria, să nu mai fentăm ANAF-ul, dar ce exprimare este aceasta? Sau bine ați venit în țara noastră? Deci că eram în abecedar, clasa întâi, frumos acolo, prima pagină din cărticica de colorat. Aceste exprimări nu au fost bile albe deloc, din contră au arătat că la acest PNRR au lucrat oameni slab pregătiți, au lucrat ca să umple niște pagini. Nu mai spun că au existat foarte multe diferențe între cifre în Excel și Word. Inițial a părut o glumă, dar apoi uitându-ne mai atent am observat că erau niște diferențe totuși considerabile, pentru că dacă la un spital într-un document aveai 517 milioane și în celălalt document aveai 570, sunt niște, este o diferență mare. Nu mai spun că un spital între acesta regional în vechile proiecte pe care noi le-am mai depus era undeva 200 și ceva, adică s-a dublat și costul. Foarte dificil de înțeles cum au apărut aceste diferențe între documente, poate pentru că au lucrat echipe diferite, poate pentru că, nu știu, a fost tratat și superficial, credeți, acest plan național? Nu cred sau că sau nu am avut noi experții necesari? Sau cum? Nu avem oamenii bine pregătiți, este și o diferență de viziune. Noi am avut impresia că dacă scriem 1000 de pagini, asta dă bine, arată că ne-am pregătit, arată că chiar ne dorim acele fonduri, dar în mod real, cu cât scrii mai mult, e ca la un examen. Niciun profesor nu apreciază dacă scrii 20 de pagini la subiectul 3, la BAC, la literatura acolo, dar nu. Capacitatea de sinteză. Ce dorea, de fapt, Comisia Europeană era să arătăm proiecte clare, proiecte bine fundamentate, în care să spui foarte limpede care sunt obiectivele tale, care este suma necesară, pe ce folosești, pentru că uite, de exemplu, vrem să mobilăm această cameră. Ce ai nevoie? Am nevoie de 2 camere de lumini, de 3 scaune, de 2 pahare de apă, de 1 măsuță. Costul unui pahar este atât. Asta voia comisia de la noi, să arătăm ce facem și câte fezabile sunt aceste proiecte, de sustenabile și așa mai departe. Ceea ce noi nu am avut capacitatea să arătăm. Nu mai spun că, uimitor sau nu, am tratat în bătaie de joc anumite domenii, de exemplu zona aceasta de IMM-uri, de mediu de afaceri. Păi, este 0,04% din PNRR dedicat IMM-urilor din România. Este absolut o rușine asta. Mai spun că pe digitalizare n-am fost în stare mai de nimic. Adică niște continuăm să fim, din păcate, la coada Europei, din punctul acesta de vedere, când vine vorba de inovație și digitalizare. Exact. Pare că am adunat proiecte mai vechi, pierdute, rătăcite, de prin sertarele ministerelor, le-am adunat, le-am băgat în acest PNRR, le-am scris ca să fie mult, să pară că avem multe proiecte și exact multe gânduri. Exact ca la BAC. Da. Și să știți, părea, lasă, noi cerem mai mult, că ne dau ei cât ne-or da. Nu e așa. Eu ce cred, de fapt, dincolo de faptul că Ghinea trebuia să plece, nu că spune PSD-ul, Ghinea trebuia să plece, pentru că a fost absolut jenant modul în care ne-am prezentat cu acest PNRR, de la forma lui la fond. Deci trebuia să demisioneze. Numai pentru formă.
nu mai, nici nu trebuia să mai ajungem să intrăm pe fond. Da? Plus că eu am înțeles din declarațiile domnului Ghinea că nici nu l-a citit. Pentru că, într-o răfuială cu Ciolacu, n-am înțeles-o nici pe aceea, îi spunea lui Ciolacu, da, tu l-ai citit? Păi, Ciolacu poate că nu trebuia să-l citească, dar tu sigur ca ministru trebuia să-l citești cap coadă. Iar după cum se exprimă domnul Ghinea în spațiul public, îmi dau seama că pare că a scris destul de multe din acele pagini după limbaj, după cum sunt scrise. Dar, care e problema de fapt cu acest PNRR? Că noi nu vom lua niciun ban anul acesta, din păcate, unu. A doua problemă cu acest PNRR e că foarte mulți dintre bani sunt pentru muturi. Deci, cine? Noi? Grecia, Portugalia, Italia. Ce mai mergem atât de mult pentru muturi? Iar ceilalți bani, care poate nu vin pentru muturi, eu cred că vor merge mult în zona de consultanță, studii de fezabilitate, dar în mod real nu rămâne nimic. Proiecte concrete. Da, pe care să pui mâna nu vor rămâne în mod real. Și asta cred că va fi o mare problemă, pentru că acest PNRR a fost gândit ca un culoar de oportunitate și de relansare economică pentru statele europene. Ori noi pare că nu am înțeles lucrurile astea. Premierul, am văzut că anunța zilele trecute, chiar săptămâna trecută, într-o conferință de presă, că nimeni nu pleacă acasă, nimeni nu pleacă în concediu până nu se termină planul. Și astăzi aflăm că inclusiv coordonatorul, da, acestui plan a plecat în concediu. Au obosit. Două persoane au plecat. Vă dați seama să scrii alea 1000 de pagini, să mai și colorezi până ele, să scrii și toate prostiile alea. Sincer, eu mă întreb dacă vor exista totuși consecințe, nu, așa cum spunea premierul, că nu vor există. Fi... Păi, dar de ce? De ce? Că noi avem un acord, că nu putem să dăm jos miniștri. Nu s-au înțeles așa după ce s-a întâmplat cu domnul Vlad Voiculescu? Nu putem să schimbăm miniștri în alianță, nu putem să certăm pe nimeni, nu răspunde nimeni. De ce să răspundă? Păi dacă se întâmplă așa ceva în mediul privat, de acum ești angajat a doua zi. Nu am niciun fel de respect. Adică, PNRR-ul ăsta nu a fost o întâmplare de aici, de la noi, din Palatul Victoria. A fost o chestiune la nivel european de reprezentare a țării. Deci ca și când s-ar fi dus cu pantofi diferiți, nebărbieriți și cu sacou rupt. Cam așa ne-am prezentat acolo. Că, rușinos, jenant pentru o țară care trebuia să... Cum să spun, uitați-vă la Polonia sau la alte state. Dom'le, când prinzi un astfel de culoar de oportunitate pe zona economică de finanțare, păi, nu știi cum să faci să iei și ultimul leu care există acolo, ultimul eurocent care ți se poate oferi. Pe noi nu ne-a interesat, noi am adunat, am dat circulare prin ministere, să trimită ministerele, au căutat aia în sertare, ce proiecte mai au. Au luat de pe fonduri structurale proiecte și le-au mutat aici. Păi și acolo rămâne gol, nu ai că să presupunem că-ți vin banii acum aici pe PNRR și în partea alta ai lăsat gol și acolo nu mai ai cum să mai cere alte proiecte. Deci nu suntem capabili. Unii spun că există nu știu ce strategie din asta ocultă, domne, prin care România să fie sabotată. Nu, pe noi ne sabotează propria prostie, incompetență. Singuri, da, exact, da. Da, pentru că nu înțelegem în primul rând ce ni se cere și nu avem capacitatea de a atrage fondurile europene, de a atrage banii de la Uniunea Europeană. Și asta nu se vede doar acum pe PNRR, de-a lungul anilor avem o capacitate foarte, foarte scăzută de atragere acestor fonduri. Acum mai e o problemă, tot prin acest PNRR și prin tot ce înseamnă fonduri europene, s-a deschis o zonă foarte interesantă, nu doar în ministerie, ci în diverse multe alte instituții, pentru tot felul de pile, relații, pentru că e o zonă bănoasă în care se dau salariile sunt foarte mari și tot felul de cetățeni și cetățene ajung acolo angajați și probabil că ăsta e și motivul pentru care n-avem capacitatea de a scrie un proiect cap-coadă. Pentru că mie mi-este foarte greu să cred că nu puteam să scriem pe fiecare domeniu niște lucruri clare. Era de maxim bun simț. Nu trebuie să cer 200 de lucruri. Trebuie să ai capacitatea să ceri 2-3 lucruri clare, bune. Nu s-a întâmplat. Interesant e că nici nu știm la ora aceasta cine sunt acești angajați care se ocupă după practic. După cum pleacă în concediu, aflăm. Da, aflăm exact după cum pleacă în concediu. Au avut și sporuri însă. Și eu mă întreb, totuși, există o sancțiune pentru ce s-a întâmplat? Ok, ministrul n-a demisionat până la urmă, ceea ce mie mi se pare de nepermis. Da. Trece mai departe. Există vreo sancțiune? E cineva care răspunde în guvern, în minister, oriunde, măcar pentru modul în care ne-am prezentat, da? Răspunde cineva că România nu ia banii anul ăsta? Nu, avem când să-i mai luăm dacă mergem în septembrie cu planul iar. Avea premierul câteva promisiuni săptămâna trecută, spunea, da, că dacă nu va fi gata, recurge la dat afară. Da, rămâne să vedem.